sunetul cântărilor religioase, al toacei și al buciumelor a fost oficiată slujba procesiunii Drumul Crucii la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Aceasta a pornit de la poarta Bucuria Crucii din apropierea așezării monahale și a continuat prin dreptul celor 14 troițe. Cei peste 4.000 de pelerini veniți din toate colțurile țării și de peste Prut s-au rugat împreună și au ascultat cele 14 evanghelii rânduite în slujba special alcătuită de către înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Cum vi s-a părut această procesiune? Foarte frumoasă. Am a treilea an de când vin în tetană. Și noaptea și ziua și tare frumos. E ceva deosebit. Cum vi s-a părut evenimentul sau slujba de astăzi? Frumos. Pentru prima dată, destul de frumos. Chiar încântător. Este ce frumoasă ziua a fost astăzi, ce mai frumoasă zi. Astăzi a avut Domnul Iisus. Domnul Iisus, sunt din Iași, pe curare. Iisus a urmat calea drumul Sfintei Cruci pentru sănătate, pentru liniște, iertare și binecuvântare, pentru sănătatea copiilor noștri. Cum vi s-a părut atmosfera și evenimentul? Și foarte plăcută, foarte îmbietoare, care ne-a făcut să trăim la adevărata noastră valoare. Preasfințitul părinte Antonie, episcopul de Bălți, a oficiat mai întâi la orele dimineții Sfânta Liturghie în altarul de vară al mănăstirii din Dealul Mare, ce adăpostește icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Chiar dacă este o anumită oboseală fizică, sufletește cred că fiecare simțiți acest stare de mulțumire, de beatitudine interior. Este cumva jertfa noastră apusă. Mântuitorul Iisus Hristos, El se respignește pentru noi. Noi astăzi măcar am urcat acest drum și am încercat să ne rugăm atât cât am reușit noi ca Bunul Dumnezeu să aibă mulțumirească asupra noastră și să ține cont de rugăciunile noastre. Preasfințitul nostru Antonie a venit singur, a venit cu un sobor de slujitori, peste că 13 preoți și credincioși, dar chiar din Basarabia. Preasfințitul nostru Antonie este deja la casă, dar totuși trebuie să-i mulțumesc pentru că a dat curs invitații noastre. După ce au revenit la mănăstire, pelerinii au primit o masă caldă.